Agora foi. Să joacă cu zmeu copiii ăștia. Lavinia s-a dus să surfeze și am ieșit după ea. De când am mai fost așa pe plajă, de când mi-am făcut buleala, dar acum gata, e înspre trecut. Îl desfac vară, mai târziu. Cum ai surfat? Bine, da, am placă nouă. Da? Și e mult mai greu decât placa de începători. Pe bune? Cum adică pe bune? E mai grea să... Păi da, așa asta e destul de mare, te poate susține. Păi da, dar este mult mai rapid, are vârful ăsta scuțit. Și atunci prinde viteză și... Nu prea... Și mamă, mamă! La timp. M-am lovit. Te-ai lovit de câteva ori? De multe ori. Sunt toată spartă. Tu, piticule? M-a ajutat foarte mult, Ari, să m-am prins. Da? Mulțumesc, Iule. A fost foarte plăcut să stau cu el în apă, după care ne-am relaxat. M-a dus și în inside, nu? Da. M-a dus în inside. Inside sau outside? Inside, inside, pentru că până acum asta la mal. La inside nu erau vale, trebuia să te duce la outside. Aha. Și era frică și nu mai. Încă mi-e frică de outside. Și ce făceați voi aici? Vorbeați așa, ca băieții? Da. Frumos, da? Da. Ca băieții și fetele. Ca băieții și fetele. Mama cu băiatul, stau de vorbă pe plajă. Ce să zic? Ce-mi plac copiii ăștia cum se joacă, e buzul meu. Sunt nebunit după ei, frate. De ce copilărie? O poveste. Eu cred că norii sunt subevaluați și de foarte multe ori le ratăm frumusețea. Sunt superbi, sunt ca niște, e ca un puf de vată de zahăr așa, care îți îndulcește privirea. Sunt frumoși rău. Pa, iubire. Mă duc să surfez o oră cu prietenii mei. Dar prima dată trebuie să pun leșul. Întrebam pe tata ce îl mai bucură și pe el, că am zis că mergem și noi într-o excursie, să plecăm în concediu. După ce pleacă toată lumea, după ce pleacă sora mea, să plecăm și noi într-un concediu. Și tata a zis că nu vrea, că pe el îl interesează confortul acum. Și tocmai asta, să plângea că nu prea are confort. Că în camera unde doarme el e cald.
Și zi tu. Da, e cald. Se încălzesc pereții și... Și e cald. Și mor de cald. Și mor de cald. Și uite, ne gândeam noi, ca să mărim confortul, să mergem la magazin să cumpărăm ca un fel de aer condiționat. Că nu e aer condiționat. E ca o mașinărie în care pui apă și îți condiționează aerul într-un fel. Îl umidifică înspre recișor. Mie să nu dăm o grămadă de bani și să nu aibă, să-mi facă două parale ca efect. Și mie mi-e da asta, dar măcar încercăm. Încercăm tot așa. A? Ai pus cu totul. Tata și ia medicamentele, dar înainte de asta îi vom lua, și vom mânca înainte să plecăm în Ileu, îi vom lua glicemia. Am cumpărat aici un aparat ca să vedem cum stăm. Că el mai mănâncă înghețată, mănâncă dulciuri, mănâncă pâinică, sandwich, îi place pâinica. Îți place pâinica? Nu-i place. Hai, îmi dai degețelul? Da, ai răbdare. Câte scoți? Unul. Păi că nu văd. 97. E bine. E da, bine. Aproape că nu vine a crede. Da. Nu știu ce am făcut, dar îi merge bine la noi. Ia să-mi iau și eu de curiozitate, să vedem cât am eu. De la 180. Da. A avut și 183, nu că... Da, și-a revenit, domne, de la apă, de la aer, nu știu de la ce și-a revenit. De la căldură, cred. Și-a revenit de la căldură. N-am mai băut cola, n-am mai băut nimica. Da, i-au zis, n-am mai băut cola, n-am mai băut chestii. 119. Am eu. Fisul. Eu 44, el 79 aproape. Ce să zic? Nu mai zic nimic. Ce faci, iubire? Gata? Da. Ai dat ceva batijas? Nu, no. Erau valuri de batijas. Da, totuși te-ai antrenat ceva, a? Da, n-am pus joelul. Și acolo încă 5, că aici este una singură. Da. 8. 8, hai. Adică n-aveai încredere în ce spun eu, a? Mă. E cumva, da, dacă... Cum e, tata? E bol? Aventura este oferită de ATV Rom. Dă-te cu noi!